Salut, prieteni! Bună, prieteni, și vă sunteți pe canalul Irăcica Info. Astăzi, prieteni, la noi este sâmbătă. Desigur, acest video va ieși puțin mai târziu, că mulți dintre voi scriu cum este sâmbătă, dar azi, de exemplu, este marți sau miercuri. Noi o filmăm sâmbătă, dar eu sper că va ieși marți. Și, prieteni, astăzi este sâmbătă și cred că cu toți, cred că și voi, și noi, și toată lumea fac curățenie sâmbătă. Nu numai sâmbătă, dar sâmbătă în special. Și iată, noi suntem la Irăcica în cameră, prieteni, și astăzi cam Irăcica va avea foarte mult de lucru și nu numai Irăcica, dar și eu. Noi ambii, deoarece Andreea și este mic, dar mama nu poate să ne ajute, prieteni, astăzi. Cred că vă întrebați de ce. La noi astăzi este un video cam, nu cam, dar chiar trist, chiar trist. Acum o să înțelegeți despre ce merge vorba, de ce mama nu poate să ne ajute, ce s-a întâmplat cu mama. Acum o să vedeți. Tu, Irăcica, aici, da, ești tu încă mult de făcut, da? Da, și încă în doua primare tot de multe trebuie să fac. Da? Haideți, uitați-vă, ce se petrece la Irăcica în cameră. Dar, hai, Irăcica, să-ți mai arăt încă o cameră aici, în hol. Ce a făcut Andrieș aici? Eu, prieten, numai ce am venit acasă. Ei, cum te sperii? Este, o să vezi, dezordine. Tine să vezi. Iată, prieteni, așa la noi Andreeș se joacă. Uitați-vă ce este aici. Peste tot numai jucării. Asta doar este niciun sfert din jucăriile lui. Noi mai avem un coș foarte mare, dar îl ținem în alte camere. Deoarece dacă s-o ținem aici, o să fie un dezordine de nemaipomenit. Uite aici paharul meu, câteva. Păi cine? Andreeș. Ți l-a adus, el te ajută cu curățenie. Iată-l. Andreeșe, tu a ajuns pe el la curățenie? Da? Andrușa, dar unii mama? Unii mama? Acolo? Hai, du-ți o cheamă pe mama. Să venim, să vedem ce s-a întâmplat cu mama. Prieteni, la noi s-a întâmplat o nenorocire. Asta s-a întâmplat aseară. Haideți să vedeți și voi. Da, unde este? Natasha, mama. Mama. Poți să vii? Era, du-ți o ajută pe mama. Acum, prieteni, în câteva secunde o să vedeți ce s-a întâmplat la noi. Dă-i mâna, Andrușa, dă mâna. Uitați-vă, prieteni, nu poate să meargă deloc. Acum o să vă povestim totul. Hai încetișor, acolo atent. Așează-te. Și Andrușa, du-ți adă lui mama o piernă. Uitați-vă cum și Andrieș și Irăcica. Du-ți adă piernă de la Irăcica. Bravo, uitați-vă, are 2 ani, dar el deja are grijă de mama. Pune piciorul atent sus. Așa. Andrușa, tu aduci piernă. A, toate le aduci, Andrușa, bravo, dă-i lui mama. Dă-i lui mama, Irăcica, ajută-o pe mama, las până ce este. Asta nu este așa de important. Acum, prieteni, la noi s-a întâmplat o nenorocire, cred că de-amu v-ați dat seama, vă întrebați ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat asta. Nu mi se pare că mama și-a rupt piciorul. Și-a rupt piciorul, iată, de aici, de jos, aici și în partea asta. Compres? Compres. Da, mama are bubă, da? Da, la picior. Da, prieteni, dați să vă povestim ca să înțelegeți voi despre ce, cum s-a întâmplat acest lucru groaznic. Aseară, da, noi am fost în ospeție la niște oaspeți și deja era târziu și noi am chemat un taxi, un maxi-taxi, am chemat să ne ducem acasă și eu am ieșit mai devreme afară, am așteptat mașina și cu căruciorul eram. Și până am pus căruciorul în portbagaj, mama din urmă venea cu Irăcica. Irăcica ducea o geantă, dar mama îl ducea pe Andreeș în brață. Și prieteni, la noi, în oraș, nu peste tot, sunt scările cu lumină. Era întuneric, la doilea etaj unde am fost noi era lumină, dar la primul când te-ai coborât nu mai era lumină. Și prieteni, era cu Andreeș în brață, vă povestesc eu deja, că să nu mai, pe mama să nu mai stresăm, da. A venea cu Andreeș în brață, da, mamă? Da. Și ultima scară, prieteni, ultima scară, a călcat, cum se primește, în gol. Da. Și te-ai împiedicat și de aici instinctul de mamă, clar că te-ai gândit să-l înălscăi pe Andreeș jos. Și de aici l-ai ținut pe Andreeș, de aici, iată, prieteni, de aici, nu de aici, dar din partea asta, da. S-a sucit piciorul. Și deodată s-au umflat. Noi am vrut de aseară să ne ducem, dar mama a spus, nu, este tot normal, tu mișcai din picior. Dar astăzi eu cred că mama vrei tu sau nu vrei, vom chema ambulanța.
Și trebuie să ne ducem să facem... Mama a spus că este speriată din cauza că ea niciodată, nici când era mică, nici până acum, nu avea gips. La noi, prieteni, niciodată, da, n-a avut nici o fractură și asta este foarte bine, dar acum, nu știu, să sperăm că nu este. Dar dacă chiar dacă este și puțin plesnit, oricum îți pune gips, să știi. Da? Da, îți spune ca la înget. Iată așa până aici îți spune, eu de-am o știu. Îți spune așa la înget și aici îți fixează talpa ca să nu se miște piciorul. Ca să fie fixat, static și tu să nu poți să miști și numai așa se prinde. Cum trebuie? Cât trebuie să stau? Minimul 3 săptămâni, o lună. Minimul 3, de la 3 până la 5 săptămâni. Eu, prieten, deja m-am făcut și eu ca doctor, eu atâtea fracturi ce am avut în viața mea, că știu deja cum se poartă, când se pune. Eu de ce ieri deodată am spus lui mama, mișcă piciorul, poți, stânga, dreapta, da, ai mișcat de la talpă. Eu cred că nu este fractură, dar plesnit este precis. Așa că nu ai purtat niciodată gips pe tine, mama, dar, din păcate, mă tin că pentru prima dată, dar vei purta. La noi, ieri, ca prieten, cine nu știe, cine sunt abonați, acum, recent, nu de mult, puteți să vedeți videourile din urmă, Irăcica a avut două fracturi. Prima, și ambele la mână. Prima fractură Irăcica a avut-o la un an jumate, era iarna, ții minte, și s-a suit pe geam. Și că, desigur, nu-mi ții minte la un an jumate. Și nici eu nu eram acasă, erai cu mama numai, la bucătărie. Și tu ai căzut jos și ți-ai fracturat mâna. A doua oară, prieteni, și-a rupt-o Irăcica drept pe 1 iunie, de ziua copilului, vă închipuiți ce... Nenorociri, ce te doare? Te doare. Dar seara să vezi, nici nu vreau să te spare, dar îți spun ca să te pregătești. Eu nu știu, poate să bei niște pastile de durere, că seara, să știi că seara cel mai mare dureri sunt seara. Și dimineața, tu toată noaptea stai cu piciorul întins și dimineața când te dai jos și apleci piciorul, începe circulația sângelui. Sunt niște dureri foarte mari. Prieteni, eu cred că nu vă doresc vouă, dar cine a pățit dintre voi așa ceva, chiar să ne scrieți în comentarii, cred că știți ce înseamnă acest lucru când dimineața te trezești și dai să mergi. Nu poți. Trebuie să stai câteva minute și după aceea să începi să mergi. Te înveți să mergi. Da, din păcate, ne pare foarte rău. Nu știu. Se primește, eu am avut fracturi, Irăci că a avut. Din păcate. Acum, mama, sperăm, da, da. Nu în familia noastră nimeni nu. La voi în familie nimeni, da? Noi suntem 4 copii, nici mama, nici tată. Da, la noi tot nimeni nu a avut, numai eu. Nici sora mea n-a avut, nici mama, nici tată, n-a avut. De fapt, eu nu știu dacă în copilărie părinții mei au avut, dar de când sunt eu născut, n-au avut niciodată. Și foarte bine, și nu dorim la nimeni, dar ei la mine au fost foarte multe, undeva 15 fracturi precis. Ambele picioare, ambele mâini, clavicula asta de la umăr, toate. Da, și astăzi înseamnă că, Irăcica, tu rămâi astăzi ca în loc de mamă, o să te isprăvești să faci curățenie în casă și să stai cu Andreeș. Noi o să chemăm ambulanța și ne ducem, eu o să mă duc desigur cu mama la spital și o să vedem deja acolo, după ce vom face fotografie aceste, cum se numesc ele, la noi se spune rentgen, și după ce o să fie clar. Așa că, mama, fii puternică, tu așa mergi, da? Trebuie să-ți iei actele tale, buletinul de identitate să le iei, pulța de asigurare dacă o ai și da, cartea ta medicală și mergem, chemăm ambulanța și mergem. Că este mai bine să chemăm ambulanța decât să ne ducem noi acolo. Deci, prieteni, cine o susține pe mama lui Irăcica, puneți like-uri și scrieți în comentarii cine a pățit dintre voi așa ceva și cine o susține pe mama lui Irăcica. Și Irăcica, ți-ați dorim succes astăzi. Noi sperăm că o să ne întoarcem în curând. Prieteni, de ce filmăm acasă? Deoarece acolo nu o să ne dai voie să filmăm nici în ambulanță. Ce, Andreeș? Ce? Așa? Arată-l! Bine, prieteni, uitați-vă, dar și Andreeș deja face mânză. Bine, Irăcica, hai, dar dă-ți ne-l-o rămas bun de la prieteni. Deja, prieteni, în alt video o să filmăm și o să vă spunem ce a fost cu mama. Bine, prieteni, nu uitați, vă abonați pe canalul nostru YouTube și pe curând. Arată papa, Andrușa, papa!